Pentru ziua îndrăgostiților, make-up-ul devine o modalitate captivantă de a îmbina nuanțe romantice și strălucitoare, creând un aspect fermecător și seducător pentru a celebra dragostea și frumusețea. Make-up artista vine cu o demonstrație de make-up tematic de Sfântul Valentin, dar și cu alte sfaturi despre cum să adaptăm un machiaj trăsăturilor noastre. Pentru această ocazie, aș opta pentru un machiaj dulce, îmi place să zic, da? Să folosim niște culori pastel. În cazul tău am folosit un roz sidefat și cu niște umbre maro, tot într-o nuanță caldă. Îți scoate foarte bine culoarea ochilor în evidență și este nevoie de puțină culoare pentru a accentua această privire a ta seducătoare, să zicem așa, dacă tot este vorba de Valentine's Day. Mai departe, la tine trebuie să conturăm și fața. Pentru asta folosim o pudră bronzantă, o pudră de contur. De ce trebuie să ținem cont când facem acest lucru? Să urmărim linia pomeților și să nu coborâm foarte mult sub linia aceasta pe care vrem să o creăm, să recreăm o umbră naturală. Și întotdeauna aplicarea începe dinspre zona de contur a părului și venim ușor spre zona de pomete. Așa creăm o estompare a fardului fără să umplem pomeții cu foarte mult produs. Este important să înțelegem că machiajul la vârste fragede poate afecta sănătatea pielii și încrederea în sine a fetelor, de aceea este recomandat să le încurajăm să descopere și să își exprime frumusețea naturală înainte de a recurge la machiaj. Trebuie să țină cont, în primul rând, de produsele pe care le folosesc, să fie adaptate tipului de ten. Trebuie să știm unde ne aflăm, da? Și să alegem toată gama, da? Noi alegem produsele de make-up, fondul de ten, BB, produsele cremoase, blush-uri și așa mai departe, dar este mult mai important să știm cum să ne demachiem, da? Și asta înseamnă o rutină zilnică cu produse de curățare, de tonifiere, de hidratare și eventual un produs specific tipului de ten. Dacă este vorba de un ten acneic, trebuie să fie ceva special pentru a trata această problemă. Dacă este vorba de un ten deshidratat, uscat, este nevoie de multă hidratare. Și acestea sunt aspectele cele mai importante. Pentru a arăta foarte bine tenul și machiajul, trebuie să ne ajute tenul. Și atunci obținem un ten frumos când respectăm această rutină și avem grijă de tenul nostru. Din fragedă, copilărie, tinerețe, vârsta.